În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos se naște, slăviți în Hristos din ceruri, întâmpinați-ne. Iubiți credincioși, astăzi, la Sfânta Liturghie, pe un soare de parcă este Paștele, dar pe o umbră parcă ar fi Boboteaza, ne dăm seama că cine nu este la soare îngheață de frig. E adevărat că și cel care stă la soare este puțin ars de soare, dar am să vă spun doar câteva cuvinte despre această sărbătoare pe care multă lume crede că nu o înțelege sau mai multă lume crede că alții nu o înțeleg. Chiar am citit undeva despre faptul că chipurile avem Crăciun fără Hristos. Nu pot să fiu de acord. Adică, vezi, Doamne, factorul comercial ar fi furat din praznicul acesta esențialul. Și eu nu pot să cred. Și vreau să mă mărturisesc înaintea dumneavoastră, după un post, cu următoarele lucruri. Se spune că odată o profesoară de religie, pentru că de-aia se face religie în școală, să mai fie și profesoară de religie, fără batic pe cap, așa prea strâns legat și de culoare albă, o profesoară de religie, după toată pedagogia cuvântului, a venit cu un grup de elevi într-o biserică. Și pentru că era oră de religie totuși, le-a dat și o temă. A spus: copii, vă uitați în biserică cu mare atenție și să-mi spuneți ora următoare, când ne vom întâlni, unde ați văzut lumini. S-au uitat copiii, preț de vreo 10 minute prin biserică, a venit ora de religie de la școală și fiecare a trebuit să dea răspuns. Unde a văzut lumină în biserică? Unul a zis: am văzut în centrul bisericii, în policandrul lumini. Bun, foarte bine. Altul a ridicat mâna: eu am văzut și în spatele bisericii o lumină. Foarte bine. În pronaos către naos. Unul mai isteț așa zice: eu am văzut și niște lumini în candele, pe la icoane. Altul și mai firoscos și mai băgăreț așa de felul lui, zice: eu am băgat capul în Sfântul Altar, să știți că și pe Sfânta Masă era o candelă aprinsă, era și acolo lumină. Și unul care a rămas mai la sfârșit a spus: și eu am văzut lumină. Acum profesoara, când auzise de unde s-a văzut lumină după peste tot, nu mai credea că mai există vreun loc în care să mai fie vreo lumină aprinsă, în vreo candelă. Ia spune-mi, unde mi-ai văzut lumină? Zice: am văzut lumina din ochii unor credincioși care se împărtășeau. Iubiți credincioși, cam așa se întâmplă și cu praznicul nașterii Domnului. Contează foarte mult unde vedem lumina. Că o vedem pe stradă. Dacă o vedem pe stradă, începem să judecăm că sunt prea puține sau sunt prea multe lucruri. Că anul trecut erau mai puține și acum sunt mai multe, dar nu mă pot buca de stradă. Dacă ne ducem în magazine, vedem tot felul de luminițe care să ne atragă atenția către anumite zone ale raioanelor. Dar să știți că am fost și eu curios și am intrat în câteva magazine, ca să mă uit și eu. Pentru că atunci când am citit despre copilul acela care a fost în stare să vadă lumina din ochii celor care se împărtășesc, m-am dus și eu să văd. Să știți că am văzut ceva luminițe în ochii oamenilor care atunci când puneau în coș deja îmi dădeau de înțeles că ceea ce au pus acolo nu erau pentru ei, erau pentru alții. Acea lumină din ochii celor care se pregătesc să dăruiască ceva, să știți că este lumina lui Hristos. Și foarte frumos spunea cineva: dacă nu avem Crăciunul în inimă, nici sub brad nu putem să-L primim. De aceea vă spun că mesajul de astăzi al nașterii Domnului este acela de a ne căuta și de a ne întâlni cu Hristos în tot ceea ce ne înconjoară. În oamenii triști care sunt pe stradă, care sunt văzuți triști numai de cei care nu i-au băgat în seamă și nu i-au întrebat câte ceva. Eu acum probabil că am un defect profesional. Pe cine îl văd așa mai abătut, îl întreb ce a pățit. Și bineînțeles că prima reacție, zice: n-am pățit nimic. Zic: păi atunci de ce arăți așa? Doar dacă ai fi pățit ceva, ai fi avut o scuză. Așa n-ai nicio scuză. Și încet, încet, intrând în discuție cu omul, își dă seama că nu e chiar așa. Este un mod de a fi. Pentru că oamenii s-au obișnuit, culmea, să fie triști, nu să fie veseli.
Și acea veselie poartă în ea chipul praznicului. Am văzut însă și oameni care alergau cu intenție bună, chiar de a cumpăra ceva să dăruiască în continuare. Și totuși erau triști. De ce? Că n-am găsit cu tare sau că n-am găsit cu tare. Păi atunci, din intenția aceasta bună de a oferi, de ce ajungem la a ne amărâ? Să facem ceea ce putem. Sau am văzut multe gospodine care nu mai pot de oboseală pentru că s-au ocupat să facă și sarmale, să facă și cârna, să facă una și alta. Și la un moment dat, când vin invitații, musafirii, să nu mai fie în stare să se bucure. Și atunci zic, păi fraților, stați așa, hai să vedem care este adevărata bucurie. Dar lasă-mă și musafirul să mai taie și o bucată de pâine, nu mai sta tu să faci totul. Mai lasă musafirul să treacă întâi pe lângă bucătărie, să ia un vraf de veselă, să o șteargă. Pune-mă pe doi invitați să așeze furculițele, să vedeți ce masă iese. Pentru că omul acela participă, așa cum participă și la liturghie. Dacă noi venim și vă dăm așa numai de-a gata, pe românește mură în gură, nu mai facem nimic. Trebuie să participăm cu toții. De aceea vreau să vă propun ca următoarea masă festivă pe care o pregătiți, să nu o pregătiți până la capăt. Să lăsați pe masă toate paharele, o singură masă, toată vesela, toate tacâmurile, un prosop acolo cu care să șteargă cineva vesela și tacâmurile și paharele, și când vin invitații, fiecare dintre invitații să participe cu ceva, cu o cutime. Tu să desfaci scaunele, tu să pui masa, tu... pentru că a sta la masă înseamnă comuniune. Dar nu la masa altuia, la masa așezată și de tine. Vă aduceți aminte că atunci când era o singură sâmbătă, săptămână redusă pe lună, un SRL așa nou limitit de astăzi, o săptămână redusă. Ne adunam toți și unul venea, care se lăuda cu vreo 3 luni înainte, eu fac rost de măsline, că nu se puteau aduna doi oameni fără să aibă măsline, o nuntă sau un botez, după ce fac așa ceva. Unul zice, am eu pe cineva la munte și mă duc să aduc brânza, că brânza nu o găseai în piață. Era numai la munte și trebuia să alegi după ea. Unul zice, eu vin cu butelia, că butelia, care costa câțiva lei, era 300 de lei, după ce alergai vreo 10 km, 15 km, după ăla care trebuia să ți-o lase într-un câmp să facă schimbul respectiv. Unul zice, eu am acasă salam de vară și l-am ținut în balcon cu ziar și a curs toată untura din el și este salam de, jur că e salam de Sibiu. Altul venea cu cine știe ce cremuști, unul venea cu muștarul de tecuci și se făcea o masă. Asta însemna, într-adevăr, o masă de comuniune. Asta vreau să facem și noi de acum înainte. O să ziceți, păi bine, mă duc în supermarket, nu e același lucru. Chiar dacă se duc 10 inși pentru 10 lucruri, fiecare să știe pentru ce se duce. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să avem acea părticica noastră de la cina, cea de taină, dacă vrem să fie taină. Dacă vrem să fie numai cină, atunci ne ducem azi la unul, duminica viitoare la altul și mai departe și nu mai e taină, e numai cină. Pentru că nu știm ce înseamnă taina de a aduna, taina de a împărți apoi, taina de a ne împrăștia și de a ne aduna în același timp. Fără acestea, Hristos o să se nască și la anul, și noi așteptăm din an în an să ne pună cineva masa, eventual să tragem la sorți, anul ăsta mergem la cutare și la anul la altcineva. Dacă nu vom participa la praznic, n-am făcut nimic. Nu vedem decât luminile din becuri, din leduri și maxim de la candele. Dar lumina din ochii gazdei care te primește cu bucurie nu se va întâlni niciodată cu lumina bucuriei din ochii celor care vine să facă și el ceva, cât de puțin, eventual la sfârșit să rămână să dea cu mătura. Acele bucurii trebuie să se întâlnească, să știm că astăzi e sărbătoare și că fiecare zi de întâlnire e o sărbătoare, de altminteri că fiecare zi din viața noastră este o sărbătoare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca sărbătoarea de astăzi să ne adune, să ne învețe și încet, încet să facem niște exerciții de a participa la întâlnirea noastră. Pentru că Hristos trebuie să se nască în ieslea săracă a sufletului nostru. Nu într-o iesle îndestulătoare, ci într-o iesle în care întotdeauna să ne simțim bine.
Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să trăiți, Părinte.